We're very happy to be here. We appreciate the hospitality of the Romanian people. A Black Hawk helicopter that is here for static display. Most of the Army aviation units in southeastern Europe right now are participating in an exercise in Bulgaria. Este o reușită și, așa cum a spus și Paul Martin, totul s-a făcut câteva luni de zile, lună jumate. În primul și în primul rând mulțumesc autorităților locale, jandarmeria, poliția, ISU, Dobrogea, dar nu în ultimul rând ministerului care ne-a ajutat foarte mult pentru organizarea acestui show și, în primul rând și în primul rând, colegilor mei care au organizat acest show aviatic. Și sper să fie o reușită, o să vedeți. Avem și aviația militară care va face un adevărat show. Au evoluat capatele de la Aeroclubul României și de la RAS, încep cele de la școala de aviație, după care o să urmeze MAPN-ul și forțele aeriene italiene. Ne aflăm la prima ediție Black Sea Air Show, o prima ediție, dar un eveniment din care vrem să facem o tradiție pe aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu Constanța. Venim după anul 2011 de la Thunders Over the Black Sea, atunci ne-am bucurat de prezența escadrilei americane Thunderbirds. De data aceasta, iată, după 8 ani, un show aerian pe care noi îl numim evenimentul aviatic al anului pe litoral. Este adevărat, în acest an va fi singurul show aerian, de aceea o lansare cum se cuvine, o premieră pentru aeroportul Constanța și pentru publicul nostru pe litoral în acest an. Un eveniment în care avem parte de prezența Aeroclubului României, Școlii Superioare de Aviație Civilă, Bazei 86 Aeriene Borcea, MAPN, Forțele Aeriene Române, desigur în parteneriat și cu Forțele Navale Române, evident Forțele Italiene Aeriene și ne bucurăm să avem parteneri alături de noi care au făcut posibilă desfășurarea acestui eveniment. Prezentarea